O echipă de cercetători japonezi și columbieni a dezvoltat un tip de iarbă care reduce emisiile de gaze cu efect de seră. De unde își are originea această plantă? Cum se numește și cât eficientă este? Toate aceste detalii le aflați în materialul următor. O echipă finanțată de guvernele nipon și columbian a descoperit cabrachiaria, un tip de iarbă din America Latină care eliberează din rădăcini substanțe ce reduc emisiile de monoxid de azot, de altfel un gaz dăunător pentru ecosistem. Din păcate, majoritatea fertilizanților sintetici utilizați în prezent se transformă în acid nitric când intră în contact cu pământul și o parte de acest element chimic se transformă în oxid de azot. De aceea, principala calitate a acestui tip de iarbă este aceea că previne ca anumiți compuși chimici din fertilizanții sintetici să degaje gaze cu efect de seră. Oamenii de știință au început deja să semne acest tip de iarbă în unele zone din America de Sud. Proiectul face parte din politica guvernului nipon privind reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Pe de altă parte, cercetătorii nipon și columbieni colaborează la mai multe proiecte științifice, printre care cel referitor la o nouă specie de orez rezistent la secetă.